Ok, haideți să ne rugăm și să-i mulțumim Dumnezeu pentru timpul acesta pe care îl avem și să-i cerem înțelepciune să înțelegem cuvântul său și să-l folosească în viețile noastre, în viețile celor care ascultă mesajele acestea și pe internet, ca Dumnezeu să facă o minune în viețile noastre și în viețile lor și să facă ca mesajul acestei cărți să fie unul real și să-l înțelegem, ceea ce întreaga Scriptură ne propune pentru noi. Tată, îți mulțumim pentru ziua aceasta. Mulțumim că stăm înaintea cuvântului Tău și te rugăm pentru Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze. Te rugăm să ne vorbească în dimineața aceasta. Dacă sunt lucruri pe care le facem greșit, concepții sau idei sau cunoștințe greșite pe care le avem, te rugăm să le schimbi, să ne ajuți să ne predăm ție, să ne ajuți să capitulăm înaintea ta și fie că acest an să fie un an de biruință pentru noi și lupte pe care le aducem de atâta timp să-și găsească finalitatea în anul acesta. Te rugăm, fă ca astăzi să fie un nou început pentru noi în ceea ce privește devoțiunea și adorarea ta și să fim mai proaspeți, să ne dorim mai mult, să încercăm mai mult și dă-ne harul tău și îndurările tale să ne bucurăm de toate propunerile acestea pe care ne le facem. Îți mulțumim în numele Lui Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt, Tată. Amin. În capitolul 9, la mijlocul capitolului, profesorul sau eclesiastul face următoarea declarație. Versetul 7. Du-te dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inima bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul sau parfumul să nu-ți lipsească de pe cap. Dacă iei în considerare aceste versete, arată o prescripție perfectă pentru noul an, nu? Și ce e mai frumos decât să te duci în pace, să-ți mănânci pâinea cu bucurie, să bei pahar de vin bun, să găsești plăcere în tot ceea ce Dumnezeu a făcut și El să găsească plăcere în tine și hainele să-ți fie curate. Și mai mult decât atâta, să miroși frumos, spune să-ți ungi capul cu un de lemn. Ar fi frumos dacă s-ar opri aici textul, însă continuarea pasajului, deși pare la început entuziasmantă, tonalitatea acesteia se schimbă repede și profesorul revine din nou la același ritm pe care l-a cântat încă de la începutul expunerii tezei lui. Uitați-vă ce spune. Petreceți viața cea trecătoare. Cornilescu spune, gustă viața cu nevasta pe care o iubești. În tot timpul vieții tale deșerte. Mare încurajare, nu? Pe care ți-o dă Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește inima ta, mâna ta, să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Măi, frate, începe bine, entuziasmant încurajarea aceasta pe care ne oferă domnul profesor. Problema e că tonalitatea lui se schimbă imediat. Mi-aș fi dorit mult de tot să-l cunosc pe Solomon, față în față. Pare un tip atât de entuziasmant, dar o personalitate atât de disperată, care schimbă tonul și ritmul vieții foarte repede. Și dacă citim cărțile istorice, vedem că așa stau lucrurile. Un tip, o personalitate foarte emoționantă,
a cărei inimă a dorit și lucruri bune, dar foarte multe lucruri rele. Și citești textul ăsta, m-am uitat pe fețele unora dintre dumneavoastră și parcă auzi rumoarea sau sunetul societății acesteia moderne. Spune, da! Gabi, bucură-te! Trăiește momentul! Cât mai ai timp! Nu știu sau nu știm dacă există Dumnezeu, dar dacă există, nu-mi descurc ca noi când ajungem înaintea Lui. Nu așa zice lumea? Să dăm noi ochii cu Dumnezeu. După aceea om vedea noi ce om face. Quintius Horatiu spune, carpe diem quam minimum credula postero. Adică trăiește clipa și crede puțin în viitor. Ați auzit, nu-i așa? Este acest carpe diem care a devenit o maximă. Unii l-au preluat și l-au folosit și în reclame. Trăiește clipa. Știi? Și a ajuns în mijlocul nostru și în cercul nostru, în anturajul pe care îl trăim, o maximă rostită de foarte mulți. O încurajare pe care Sami de foarte multe ori o va auzi în liceu. Trăiește clipa. Bucură-te. Bucură-te de sex, bucură-te de băutură, de anturaj, bucură-te de toate astea. Ce? Nu știi. Viața trece, habar nu avem ce se întâmplă mâine, trăiește clipa. Și asta este încurajarea pe care ne oferă lumea. Și interesant este că dacă te uiți la ce spune domn profesor, și el pare să spună cam aceleași lucruri. Incertitudine în viitor. Și ideea este că nu doar în lumea antică sau în cea medievală oamenii au fugit de umbra aceasta a viitorului, puțin mai spre modernitate. Poetul britanic Robert Herrick scrie într-una dintre poeziile lui: culegeți boboci de trandafir cât mai puteți. Vremea veche este încă zburătoare și aceeași floare care zâmbește azi, mâine va muri. Foarte sumbru. Încă n-am văzut o floare să zâmbească azi și mâine să moară. Încă mă bucur de flori și mâine. Nu există loc în lumea noastră pentru un Dumnezeu personal care ne-a făcut și în fața căruia vom sta. Interesant este că toți acei care sfârșesc prin a concluziona astfel încă ridică aceeași întrebare. De ce? Ascultați-mă, ascultați foarte bine premizele. De ce este lumea în felul acesta, întreabă mulți? De ce se întâmplă lucrurile care se întâmplă? De ce s-a întâmplat cu tare lucru? De ce s-a întâmplat așa? De ce stau lucrurile în felul acesta? Ideea este următoarea. Ascultați, dacă crezi din toată inima ta, în toată nebunia și în rațiunea filozofiei umaniste, evoluționiste, care îl neagă pe Dumnezeu, ideea este că nu ar trebui să pui o astfel de întrebare. Dacă totul se datorează haosului atomic, atunci de ce mai întrebăm? De ce? Dacă existența noastră este pură coincidență, adică timp plus materie plus șansă, atunci întrebarea aceasta nu are nici o logică. Înțelegi ce spun aici? Oamenii din jurul nostru, te duci, vorbești cu ei și spun, nu există Dumnezeu. Mulți dintre ei. Și trăiesc viața într-un fel ca acesta. Șansă, noroc. Să vedem ce o să se întâmple. Însă de foarte multe ori pe aceiași oameni îi auzi țipând în fața dezastrelor și în fața problemelor și încercărilor. De ce? De ce viața mi-a oferit asta? De ce se întâmplă cu tare și cu tare lucru? Observați ce ne comunică asta. Că Biblia are dreptate. Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei, al eternității. Omul în inima lui știe că există Dumnezeu. Și pentru că știe că există Dumnezeu și că există o ordine și că există o veșnicie, întreabă de ce. Dacă omul în inima lui ar crede în haosul acesta atomic, că totul a fost prin șansă și întâmplare, atunci nu ar mai întreba de ce. Înțelegeți? Tocmai faptul că ei întreabă arată de fapt inima lor și eu mai degrabă cred ceea ce Scriptura spune, că oamenii cred că există Dumnezeu
și că ei cred în eternitate. Uitați care este răspunsul la întrebarea aceasta, de ce întreabă oamenii de ce. Și ne-l oferă Pavel. Dacă deschideți în Romani, capitolul 1, versete pe care le-am citit de mai multe ori aici, în Biserica Logos, Pavel spune următoarele. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușe adevărul în nelegiuirea lor. Ascultați, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Deci Dumnezeu a pus în om, în esența lui, în ceea ce, în natura omului, a pus gândul acesta al existenței divine. Omul se uită în jur și înțelege că există un Dumnezeu. Faptul că el vine după aceea și se bate cu pumnul în piept și spune, a, nu există niciun Dumnezeu, eu sunt ateu convins sau sunt un agnostic. Nu, asta este doar o șmechereală și o invenție și o mândrie arogantă a omului. Să nu recunoască problemele care de fapt sunt în inima lui. Omul în inima lui crede că există Dumnezeu și crede în veșnicie. Și de aceea și întrebările pe care acesta și le pune. Haideți să mergem înapoi la Eclesiastul și o să ne uităm la patru aspecte. O să coborâm niște scări în dimineața aceasta. Niște scări care ne duc sau ar trebui să ne ducă spre o disperare. Disperare care ar trebui să ne conducă către Hristos. Uitați ce spune. În versetul 15 din capitolul 7, mă întorc puțin în capitolul 7. Capitolul 7 și 8 și 9 se aseamănă, au elemente care sunt asemănătoare. Uitați-vă, spune în versetul 15, tot felul de lucruri am văzut în zile deșertăciunii mele. Este cât un om fără prihană, care pierde neprihănirea lui și este cât un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. În versetul 14 din capitolul 8, o altă variantă a ceea ce spune în capitolul 7, profesorul spune, este o deșertăciune care se petrece pe pământ. Și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele. Și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Deci primul lucru la care vreau să ne uităm în dimineața aceasta este următorul. Viața este nedreaptă și nu o poți administra. Așa este ea, nedreaptă. Și de fiecare dată când plec de acasă, mă gândesc la lucrul acesta. Deci e incredibil. De cât pui piciorul pe șosea 5 minute, adică în mașină, și îmi dau seama cât de nedreaptă este viața. Se spune despre o profesoară că a intrat într-o bună zi în clasă și fără niciun comentariu spune, elevii care sunt în partea aceasta dreaptă primesc toți nota 10. Sami, unde era în dreapta? Ceilalți care sunt în partea stângă primesc toți nota 4. Au început să audă rumoare în clasă, bineînțeles din partea celor care au primit nota 4. Da, profesor, dar cum? Adică cum? De ce ne dați nouă 4 și lor le dați nota 10? Și au început să se audă nemulțumirile acestora din partea celor care s-au simțit nedreptățiți. Și s-au zis puțin rumoare și din partea celor favorizați. Bă, ce s-a întâmplat cu profa? Dar profesoara s-a dus la unul dintre cei care era foarte vehement în protestul lui și a zis, dar care e problema ta? Da, profesoara, dar nu meritam 4. Serios? Dar cât meritai? Oh, nu merit 4. Asta e ideea, că nu merit 4. Dar de unde știi tu că nu meriți 4? Ești vrednic de mai mult? Meriți mai mult decât 4? Și profesorul a început să le vorbească în ora aceea despre filozofia moralității.
Și se aude de foarte multe ori în clasele noastre această filozofie a moralității. Și este o filozofie greșită care este predată în școli. Sunt multe lucruri nedrepte care se întâmplă în lume și pe care nu le poți controla. Multe dintre ele chiar în viața ta. Ascultați câteva. Este nedrept ca o fată frumoasă, cu minte și deșteaptă, să fie abuzată sexual? E nedrept că cei care nu plătesc taxe sau fură din domeniul public să ajungă să trăiască într-un lux la care tu nici măcar nu te-ai gândit vreodată să trăiești? Nu este drept că colega ta mai senzuală să primească o mărire de salariu când toată lumea știe că potențial intelectual și munca ei fizică depusă pentru firmă, ioca. Nu există. Dar a primit o mărire de salariu. Ce nedrept! Cât de mult muncesc eu și a primit mărirea de salariu. Nu e drept că un alt prezbiter primește laudele pentru munca ta. Tu mergi pe stradă, tu faci evangelizare, tu aduci oameni în biserică și altul trage foloasele și toată lumea laudă pe el pentru ceea ce face. E nedrept lucrul ăsta. Nu e drept că copilul tău este bolnav și al vecinului tău care e depravat și trăiește în curvie se joacă fericit pe stradă. E nedrept lucrul acesta. Observați că am folosit diverse situații din diverse aspecte din viața noastră. Și ne uităm în jur și spunem că lucrurile care se întâmplă sunt nedrepte. Uitați ce spune Eclesiastul după declarațiile astea. La sfârșitul capitolului 8 spune în versetul 17. Am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Oare? Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla și chiar dacă înțeleptul zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Cu alte cuvinte, indiferent cât te-ai uitat la nedreptățile lumii acestea, indiferent cât de mult ai încercat să înțelegi providența lui Dumnezeu, indiferent cât de mult ai încercat și te zbați să vezi, să observi determinarea lucrurilor, ce stă în spatele lor, nu vei putea să înțelegi, spune Eclesiastul. Oare nu putem să înțelegem providența lui Dumnezeu? Poate vor fi momente când o vom înțelege, dar sunt multe în care nu înțelegem providența lui Dumnezeu și de ce Dumnezeu a lucrat în diverse moduri în care a lucrat. Dragilor, viața este nedreaptă și nu o putem administra. Și trebuie să fim liniștiți cu privire la lucrul acesta. Uitați un alt aspect. Nu doar că viața este nedreaptă și că nu o poți administra, dar ideea este că nici nu te poți baza pe oameni. Uitați-vă înapoi în capitolul 7, versetul 21. Vă aduceți aminte versetul. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Tot ce spun oamenii în jur nu pune la inimă. Sunt multe lucruri pe care le spun. S-ar putea să auzi sluga ta vorbind despre tine și lucrul ăla să te afecteze foarte mult. Uitați varianta pe care o oferă în capitolul 9, versetele 13 și 15. Spune, am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic și a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. O traducere mai bună și NTR o folosește aici la sfârșitul capitolului 16 este că nimeni nu și-a mai adus aminte de acest om sărac. Observați, vine un împărat puternic, tare, vine împotriva cetății, o împresoară, dar în cetate este un om în vârstă.
un om înțelept. Și spune, eu știu cum să scap cetatea mea, știu cum să-mi scap concetățenii, știu cum să fac lucrul ăsta. Și face. Ideea este că după câțiva ani de zile, doi pe stradă zic, bă, cum îl chema pe moșul ăla? Cum îl chema pe nenea ăla care a scăpat cetatea? Deci măcar nu-și mai aduceau aminte de numele lui. Să nu te gândești că oamenii peste câțiva ani de zile o să zică, fratele Nicu, nici măcar nu o să-și aducă aminte. Fratele cum? Care frate? Care frate? Avea doi copii? Care frate? Nici măcar nu-și vor aduce aminte numele noastre. Nu te poți baza pe oameni. Asta este ce spune domn profesor. Nu te poți baza pe ei. Nu lua în serios tot ceea ce oamenii spun. Oamenii nu prezintă garanții, nu prezintă siguranță, sunt inconsecvenți. Are dreptate, domn profesor? Nu ziceți nimic? Ok, hai să vedem care e următorul pas. Coborâm spre pivniță. Deci nu numai că viața este nedreaptă și că nu o poți administra, nu numai că nu te poți baza pe oameni, nu oferă niciun fel de garanție de siguranță, sunt așa de inconsecvenți. Lucrurile sunt mai tulburate. Uitați-vă în versetul 7 din capitolul 8. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și nu are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Versetul 1 din capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Ascultați, oamenii nu știu nimic mai dinainte. Totul este înaintea lor în viitor. Adică, cu alte cuvinte, viitorul este imprevizibil. Apar nu avem ce o să se întâmple în viitor. Stai seama? Ce viață, Gabi? Deci, viața e nedreaptă, nu poți să te bazezi pe nimeni în jurul tău. Ai văzut cum se termină capitolul 7? Spune să nu-ți pui încrederea în femeie. Așa spune. Deci domn profesor prezintă o situație foarte dramatică a lumii în care trăim. Spune că a cercetat foarte mult și că așa stau lucrurile. Ok? Deci viitorul este imprevizibil. Nu numai că sunt toate aspectele astea grele pe care trebuie să le îndur, viitorul este imprevizibil. De ce lucrezi la biroul la care lucrezi? De ce te-ai dus la colegiul sau la facultate la care te-ai dus? Sami, de ce te-ai înscris la liceul la care te-ai înscris? De ce te-ai căsătorit? Cu cine te-ai căsătorit? De ce faci lucrurile pe care le faci? De ce ești pensionară? De ce? Șansa. Așa s-a întâmplat. Așa a fost să fie. Nu așa că mulți oameni spun asta? Am auzit asta de foarte multe ori în biserică. Așa a fost să fie. Omul satisfăcut întoarce spatele Dumnezeu și crede în timp, în șansă și în mama natură. Eu m-am uns foarte tare, m-am gândit foarte mult la toate aspectele astea, vi le spun, lăsați-mi să vi le spun. Trăim într-o vreme în care Dumnezeu este neutralizat, adică e neutru, iar mama natură este divinizată. Ok? Dumnezeu este dat jos de pe tronul lui, iar pe tron este urcată mama natură. Când a fost ultima oară când la o anumită emisiune, top, audiență, la o bună televiziune din România, ați auzit că este invitat un mare predicator, un om al lui Dumnezeu, să spună, rămâneți, după pauză avem un mare invitat, un predicator. Și în timp ce face anunțul acesta apare pe bară, căci omul i s-a dat să moară o singură dată, după care vine judecata. Când a fost ultima oară? Când ați văzut asta? Nu, dar ați văzut. Stați cu noi, după pauză vine domnul astrologist. O să ne prezinte viitorul. O să deschidă cărțile și o să se uite în stele și o să ne spună cum vor sta lucrurile în anul acesta. Horoscopul? Îl numim horoscop, îl numim astrologiști. Nu mai numim horoscop și noroc și șansă.
I-am găsit un nume științific. Și, și vine un amărât cu tot felul de piercing și asta, asta. Eu am citit niște cărți și am văzut după studiile mele științifice. E amuzant, dragilor. Este amuzant, suntem în mileniu 3 când stai să te gândești la aspectele astea. Nu, noi nu evoluăm. E involuție. E trist că tehnologia avansează așa de mult și că mintea omului se degradează. Ar fi frumos dacă am evolua împreună cu tehnologia, dar omul involuează. Noi ne întoarcem înapoi în păgânism. Oamenii de odinioară se închinau mamei naturi care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și erau păgâni și noi astăzi am ajuns să facem în lumea civilizată aceleași lucruri pe care le făceau oamenii acum mii de ani. În toată perioada medievală, întunecată din punct de vedere literal, din punct de vedere religios, oamenii s-au închinat la tot felul de prostii și noi astăzi facem același lucru. După ce o anumită perioadă, civilizația aceasta modernă a deschis ochii și a văzut altfel lucrurile. Dar se pare că din ce în ce mai mult omul se întoarce în partea aceea. Nu există nicio persoană care să nu recunoască că într-o bună zi moartea va veni. Ați întâlnit vreo persoană care să zică, nu, eu nu voi muri. Moartea nu vine pentru mine. Nu, toți recunosc că într-o bună zi orice om va trebui să stea față în față cu moartea. Și cu toate acestea, oamenii, ascultați ce nebunie, nu vor să audă despre cum te poți pregăti pentru moarte. Dragule, dacă moartea vine, lasă-mă să spun cum să te pregătești pentru moarte. Crezi în moarte? Da. Lasă-mă să-ți spun cum să te pregătești pentru moarte. Vorbind despre moarte, asta este ultima treaptă. Uitați-vă în versetul 4 din capitolul 9. Căci cine este scutit? Cine? Gabi? Tu? Oricine trăiește, tot mai trage nădejde, căci un câine viu este mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea lor li se uită. Ultima treaptă este aceasta, morții, care este inevitabilă pentru fiecare dintre noi. Toți dintre noi, într-o bună zi, vom muri. Cine știe? Cui pasă? Mie nu pasă, frate. Să vină moartea, zic unii. Vom vedea ce-o fi dincolo. Cine știe? S-a întors cineva? Dragilor, asta nu e ignoranță. E prostie. Îmi pare foarte rău, e prostie. Asta nu e ignoranță, să spui că a mie nu-mi pasă. S-a întors cineva de dincolo. Asta nu e ignoranță. Ignoranța arată mult mai bine. Asta este prostie, mare prostie, să spui așa ceva. Trebuie să te intereseze de sufletul tău. Trebuie să vezi unde ești, unde te afli, cum te pregătești. Știi, ascultați, Alistair Begg spunea, nu vei ști cum să trăiești până nu vei învăța cum să mori. Ok? Nu vei trăi viața asta așa cum trebuie să o trăiești până nu înțelegi cum trebuie să mori. Cum trebuie să te pregătești pentru moarte. Vă e frică de moarte? Dacă viața e nedreaptă, cum o să fie moarte? Dragilor, o persoană care îl cunoaște pe Hristos și nu a studiat filozofiile domnului profesor Solomon, ci a studiat în Academia lui Hristos și are o diplomă din partea lui Hristos, e un om care zice, moartea? Să vină! Sunt gata! M-am pregătit. Ce zi să-L văd pe El. Asta este. Un om care îl cunoaște pe Hristos zice, să vină moartea. Nu pot să-mi facă nimic. Sunt pregătit. Astăzi, dacă vine, o întâmpin. De ce? Pentru că trec dincolo. Mă duc să-L văd pe Iisus. Cel care m-a ajutat
să mă pregătesc pentru o moarte. Și mi-am trăit viața așa cum trebuie. Nu așa, zice Pavel? Pavel se uită la moarte și zice, oh, pentru mine ar fi un câștig să trec dincolo. Aici e greu. Ar fi un câștig să trec dincolo. Văd astăzi oamenii cum pe fețele lor, în ființele lor, există sentimentul acesta de teamă când se gândesc la moarte. N-ar trebui să fie așa. Săptămâna asta ne-am uitat la Lord of the Rings pentru a nu știu câta oară. Îmi place așa mult filmul ăsta. Și se apropie orcs, se apropie orcii, se apropie de cetate. Pot să simt teama de moarte. De multe ori te apropii de biserici, pot să simt teama asta de moarte. De ce? Pentru că așa e viața noastră, descrisă de domn profesor aici. Pentru că e viața sub soare. Nu este viața sub Dumnezeu. Viața în Hristos. Când ești în El și știi că ești în El și că El te protejează și că El îți dă bucurie și că El îți dă împlinire. Pentru că viața ta e satisfăcută în El. De ce ai fost creat? Să fii satisfăcut în Dumnezeu. Ca El să-și găsească plăcere în tine și El să fie glorificat prin tine. Păi se întâmplă asta. Wow! Ce grozav atunci! Ascultați ce spunea Ansel de Canterbury. A scris o carte intitulată A devenit Dumnezeu om, în care este prezentat de fapt un dialog pe care el îl poartă cu o student de-a lui pe nume Bozo. Un nume frumos. Mă gândesc să dau la următorul băiat, Bozo. Despre semnificația vieții. La un moment dat îi spune acestuia, lui Bozo, îi spune, ascultați un lucru, spune el. Băiatul ăsta nu înțelegea, studentul ăsta, acum nu înțeleg foarte mulți studenți, da, sau elevi, nu înțelegea care e semnificația vieții. Și el îi spune, nu înțelegi pentru că încă nu ai luat în considerare măreția greutății păcatului. Știți de ce viața e nedreaptă și nu înțelege? Știți de ce nu ne putem bizui pe oameni și că nu ne oferă garanții? Știți de ce? Care era al treilea? Vă las notițe. Știți de ce viitorul este imprevizibil și de ce moartea este inevitabilă? De ce? De ce toate lucrurile acestea? Datorită păcatului. Motivul pentru care lumea este așa cum este, sau la întrebarea aceasta, de ce este lumea așa cum este, există un singur răspuns. Datorită păcatului. Datorită gravității păcatului, datorită adâncimii păcatului, datorită inimii tale depravate, din momentul în care fiecare dintre noi ne naștem. Ne naștem în păcat, ne naștem în rebeliune față de Dumnezeu, îl urâm din toată inima noastră și nu îl dorim în viața noastră. De aceea, viața este așa cum este. Știi? Mulți spun, eu sunt neutru. Nu există, dragule, o zonă neutră. Nu există. Ori ești într-o parte, ori ești în cealaltă. Și cei mai mulți dintre oamenii care trăiesc lângă noi sunt în zona neagră. Da. Puțin dintre noi ne aflăm în zona aceasta lui Hristos. Și cei care se află în zona aceasta lui Hristos sunt cei care înțeleg gravitatea păcatului lor. Și înțeleg că viața asta este așa cum este datorită păcatelor lor. Viața e nedreaptă datorită păcatelor noastre. Dumnezeu n-a făcut ca viața să fie așa. Dumnezeu nu a făcut oamenii ca să nu te poți bizui pe ei și să nu ai certitudine în cuvântul lor, nu. Dumnezeu a creat comunitatea să fie perfectă și desăvârșită și când Adam și cu Eva au conviețuit împreună înainte de păcat, relația lor a fost desăvârșită, perfectă. Viitorul, moartea, nu exista moarte. Moartea a venit datorită păcatului. Că Dumnezeu a promis în momentul în care vei mânca, vei muri negreșit.
Observați, toate acestea se datorează păcatului. Și Biblia ne spune că inima noastră este coruptă. Dar în momentul în care omul se naște din nou, zice, wow, înțeleg acum răspunsul la întrebare, de ce lumea este așa cum este? A, din cauza asta! Acum înțeleg lucrul ăsta. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a luat de pe ochii lui, i-a luat mahrama aceea și acum el vede. Este îndurarea, harul lui Dumnezeu care s-a revărsat peste el. Oricare dintre noi, dacă nu am beneficiat de harul acesta al lui Dumnezeu care să ne dea pocăință și credință, încă suntem în punctul acela în care suntem orbi și nu înțelegem de ce lumea este nedreaptă, de ce se întâmplă așa, de ce oamenii nu te poți bizui pe ei, de ce viața este așa, de ce trebuie să mor neapărat, de ce mi este frică de moarte, de ce? Pentru că păcatul este în viața ta. Și mânia lui Dumnezeu este în viața ta. Numai unul poate să vină să ridice păcatul acela din viața ta. Și acela este Hristos. Și că nu există niciun ateu autentic? Nu există. Orice ateu știe că există un Dumnezeu, orice ateu știe că este o veșnicie. Dar știți de ce sunt atei, între ghilimele? Pentru că ei au ales să fie așa. A fost hotărârea lor. Dumnezeu a pus toată cunoștința aceasta, ne-ați văzut ce scrie în Romani, și spune că au, în versetul 18, că au înăbușit adevărul pe care Dumnezeu l-a pus în ei. Ascultați ce spune unul dintre cei mai mari declarați atei care au existat vreodată. Huxley îl cheamă pe el. E un întreg neam Huxley. Au și asociații și interesant este cum a făcut Dumnezeu că toți de la Dolfus încoace dintre ei moștenitorii lui și predecesorii lui și urmașii lui, scuzați-mă, toți dintre ei oameni de știință. Interesant că Dumnezeu a capacitat și Dumnezeu le-a dat potențialul acesta, însă toți dintre ei declarați atei, dar spune Huxley, am avut un motiv pentru care nu mi-am dorit ca lumea să aibă semnificație. Sau să nu aibă semnificație, ca lumea să nu aibă semnificație. Am avut un motiv. Filosofia lipsei de scop sau semnificație a devenit un instrument esențial pentru libertate sexuală și politică. Și ce spune omul ăsta? Și de ce nu vreau să fie Dumnezeu? Și de ce nu vreau ca viața să aibă scop, ca viața să aibă semnificație? Și de ce vreau să cred în șansă? Pentru că vreau să fiu liber. Vreau să fiu liber, adică să pot să fac ce vreau din punct de vedere sexual, din punct de vedere politic, să fiu cât de corupt pot. Vreau să am libertatea asta. Nu vreau să existe un Dumnezeu căruia să-i fiu responsabil. Nu. Dar observați, tocmai în declarația lui și prin faptul că îi spune motivul pentru care vrea să-și trăiască viața în felul în care a trăit-o pentru că a murit, omul acesta nu neagă existența lui Dumnezeu. Neagă lipsa lui de dare de socoteală și spune că nu vreau să dau socoteală, dar nu neagă existența lui Dumnezeu. Nu vine cu un motiv științific și spune, uitați-vă dragilor, eu un mare științific, uitați, nu există Dumnezeu și să vă dau dovada. Nu. El spune, uite, nu cred în Dumnezeu și uitați de ce nu cred în Dumnezeu. Pentru că vreau să fiu un depravat politic și sexual. De aceea nu vreau să cred în Dumnezeu. Serios. E problema ta. Într-o bună zi și deja Huxley l-a văzut pe Dumnezeu și își plânge hotărârile cu jale și amar. Și într-o bună zi va primi un trup în care va suferi veșnic, în momentul în care noi ceilalți copii al Dumnezeu vom primi un trup în care ne vom bucura veșnic, este hotărârea lui. Dar, da. Care e motivul pentru care tu nu crezi în Dumnezeu? Care e motivul pentru care astăzi nu spui, mă, știi ceva, sunt un păcătos și am nevoie de Hristos în viața mea? Care e motivul?
Trebuie să existe unul. Totdeauna există unul. A mândriei, al prostiei, că vrei să trăiești viața cum vrei tu, că nu vrei să dai socoteală în fața nimănui. Dumnezeu ne-a făcut pentru gloria și plăcerea sa. Augustin spunea, ne-ai făcut pentru tine, iar inimile noastre sunt neliniștite până când găsesc liniște în tine. Chiar nu înțelegem? Omul nu înțelege lucrul ăsta. Am citit mai mult săptămâna aceasta, am citit despre Epicur și am citit despre filozofii antici înainte de Hristos. Și pentru mine este incredibil să văd, vorbeam cu Marta, că lumea aceasta nu a evoluat în niciun fel din punct de vedere spiritual. S-a întors în aceeași mocirlă despre care vorbeau oamenii aceștia. Și interesant că filozofia în esență este aceeași. Îi spuneam Marta, interesant, nu m-am gândit că Darwin doar a preluat prostiile și lucrurile pe care poeții și filozofii aceștia antici l-a spus, dar de fapt asta s-a întâmplat. A luat filozofiile oamenilor acestora și a spus, eu sunt un om de știință, am niște dovezi. Ideea este că niciodată dovezile lui nu au fost dovedite și văzute. Niciodată. Ceea ce a făcut el a fost doar să ia o filozofie și să o propage. O filozofie antică. Și oamenii astăzi, când nu cred în Dumnezeu și nu vor să stea înaintea lui Dumnezeu, să răspundă pentru păcatele lor, se datorează filozofiilor, concepțiilor, principiilor și lucrurilor greșite pe care le cred. Deschideți la Ioan 4 și termin aici. În Ioan capitolul 4 avem întâlnirea aceasta miraculoasă dintre Hristos și samariteancă. Și Domnul Iisus spune că apa pe care ți-o dau eu este apă veșnică, nu vei mai avea nevoie. Și ea zice, cum? Paharul pe care mi-l dai tu? Paharul acesta, după ce îl beau, nu mai am nevoie de apă? Și Hristos spune, da, crezi tu lucrul acesta? Și ea începe și caută tot felul și spune tot felul de scuze. Femeia asta e o femeie care a trăit viața. Trăit viața. 5 bărbați, niciunul nu i-a dus împlinire și satisfacție, trăia acum cu altul. Femeie care a încercat viața și a încercat cât de mult a putut ea. Și toate acestea nu au adus decât disperare sufletul ei, pentru că păcatele nu pot să-ți aducă nimic altceva. Nu ți vor aduce niciodată liniște. Doar Dumnezeu îți aduce liniște. Și Hristos avea dreptul să-i spună, da, paharul acesta pe care ți-l promit eu, paharul vieții, este paharul care îți va aduce viața. Știi de ce? Pentru că peste puțină vreme eu voi bea paharul morții. Și în grădina Ghețimani îi se roagă tatălui și spune, dacă este cu putință, ia de la mine paharul acesta. Și știm care a fost urmarea. A trebuit să-l bea. Și Hristos a băut paharul morții pentru tine și pentru mine. Vrei să bei din paharul vieții? El îl are, Hristos. E al lui, e în posesiunea lui, pentru că are dreptul să-l țină și să-l ofere cui vrea el. Și mă rog lui Dumnezeu astăzi, în prima duminică din 2014. O, ce duminică memorabilă ar fi pentru tine. M? Să zici, azi am băut din paharul vieții. Să iei hotărârea aceasta. Să te întorci cu păcatele tale la Dumnezeu și să spui, Doamne, te rog, iartă-mă. Nu sunt ateu, nu sunt agnostic. Nu mai știu ce cred, nu mai știu ce sunt, dar știu că sunt un păcătos și că am nevoie de tine.
te rog, iartă-mă. Iar voi toți ceilalți care, noi suntem împăcați cu Dumnezeu, am băut din paharul vieții, mergeți și spuneți altora, mergeți, nu vă fie frică. Mergeți cu mult curaj. Și ce m-am gândit în săptămâna aceasta? Că ateii aceștia, care nu sunt atei, dar sunt și ei, șarlatanii, și agnosticii, și toți oamenii aceștia, filozofi și spirituali, religioși, cum se dau ei în vileag, că ar fi, dar nu sunt, se dau un spectacol. Atacă așa de mult biserica și biserica tace și se uită. Când noi avem cuvântul, avem dovezi, avem adevărul, dragilor, noi ar trebui să atacăm. Asta m-am gândit săptămâna asta. În fața mea, un convins ateu rămâne de doi bani cu adevărul acesta pe care vi l-am spus astăzi. Și dacă l-am înțelege, l-am pricepe și ar deveni adevărul sufletelor noastre, orice ateu, între ghilimele, convins, ar deveni de doi bani înaintea noastră cu legile și filozofiile lor. Și cu toate acestea, în discuții pe care le avem cu ei, fugim, ne temem. O, dacă știm că avem un coleg care e mai intelectual, mai inteligent, mai aprofundat, fugim de el, că ne este teamă. Când, de fapt, noi avem toate lucrurile astea de atâta valoare, vă încurajez, atacați-i. Ok? Cu dragoste. Mergi și spuneți, măi, oameni buni, nu trăiți pe o cale bună. Nu crezi lucrurile pe care trebuie să le crezi. Uite care este adevărul. Uite, ce-ar fi să te gândești la asta? Da, m-am simțit atacat aseară pe internet. E bun Facebook-ul, Florin. Un tip deștept, intelectual, lucrează la o mare firmă din România de IT, dezvoltare 3D, și a comentat la Betuel Văraru, a făcut un comentariu care vrea să-l cunoască și el pe Iisus ăsta din punct de vedere istoric. Și am luat la trei mărunți și am scris așa cu multă dragoste. Uite, știi care-i treaba? Dacă nu te predai lui Iisus ăsta, viața ta nu va fi niciodată transformată și vei rămâne în păcat și vei merge în iad. Trebuie să-i atacăm pe oamenii ăștia. Că nu-i lăsăm să se creadă ei puricul pământului când au un neadevăr. Și de-aia mi-e ciudă și cu martorii mincinoși ăștia. În loc să mergem să le spunem noi care e adevărul, îi lăsăm pe ei să împrăștie minciuna lor. Și mormonii, și moron, cum zic unii americani, în loc de mormoni. Dragilor, vă simțiți provocați în dimineața asta? Hă? Vă simțiți că săptămâna asta ar trebui să atacați pe cineva? Cu dragoste. Cu dragoste, Gabi. Ok? Ușor. Frâie. Da, avem adevărul, dragilor, haideți să mergem la oameni, să le spunem ce a făcut Hristos și cine este Hristos. Amin? Haideți să ne rugăm.